de la Luana Show. Am, din fericire, același invitat ca și ultimele ediții, Anatol Basarab, și după cum vedeți scris pe burtieră, titlul emisiunii de astăzi este Confortul te omoară. Chiar dacă stați confortabil undeva și vă uitați la noi, asta nu înseamnă că o să muriți în niciun caz astăzi. Însă tema iarăși o să fie destul de generoasă, spectaculoasă și o să aducă informații neconvenționale, cum ne-am obișnuit deja din ultimele două săptămâni. Gândindu-ne la confortul te omoară, putem să avem în vedere și performanțele excepționale ale unor oameni care au depășit zona de confort. Putem lua și în calcul toată zona asta dezvoltării personale care ne învață prin diverse trenduri și tehnici și măestrii cum să gestionăm cu zona de confort astfel încât să nu avem prea mult confort, pentru că în confort practic nu evoluezi și nu avansezi cu nimic. Și mai există o zonă de confort care se poate adresa domeniului profesional, în care iarăși dacă nu gestionezi bine cu zona de confort, nu poți să îți atingi din punctul de vedere al vocației, carierei, absolut niciun target. Cu care ai vrea să începem? Cu care o fi, cu oricum nu o să ne ajungă timp. Așa. Ai spus confortul ne omoară. Și lipsa confortului ne omoară. Viața presupune o paletă. O paletă în care omul poate supraviețui. Nu este aceeași, poate să se suprapună până la un moment nivel, dar nu este aceeași cu a gândacilor de bucătărie, de exemplu, corbilor, ce mai știu pe acolo, șobolanilor. Aia o paletă de supraviețuire mult mai mare în comparație cu omul. Am putea spune chiar că omul, din punct de vedere al supraviețuirii, are o paletă foarte îngustă. E suficient să crească într-o vară temperatura cu câteva grade în sus, cu câte grade în jos într-o iarnă și murim pe capete. Adică, e suficient să vină oricare boală, nu știu de care, necunoscută și ia cu... E suficient să vină un cutremur și ne ia cu miile. Nu, același lucru se întâmplă în alte viețuri, în zona altor viețuitoare de pe pământul respectiv. Dar totuși, avem o paletă pe care o numim așa. Hai să o numim confort. Aici, mai jos, este un foarte mare disconfort, dar este, ți-l impune cineva, natura, viața, tot felul. Și este o zonă, dincolo de o anumită zonă, în sus, e tot o zonă de disconfort, dar pentru că tocmai că e în sus, adică e creativă, adică duce către ceruri, adică duce către evoluție, duce undeva către Dumnezeu și te poate pe tine în sus, chiar în Dumnezeu. În ce? În ce faci tu acolo? În pictură, în sport, de exemplu, sunt oameni care putem să spunem așa, domnule, uite, ăla e Dumnezeu pe pământ. În sport, acolo, în sportul ăsta, ăla e Dumnezeu. De ce? Pentru că au dobândit cea mai mare performanță posibilă vreodată. Performanța asta o dobândește confort, adică stând în zona de confort, la căldurică, la frumos, la lumină, uite cum stăm noi aici, pe o canapea, ne uităm la televizor și vedem toate filmele documentare vreodată existente despre maraton, știm toată teoria, ne facem conspecte, dar noi n-am alergat nici măcar 100 de metri. Știți câți de oameni de felul ăsta sunt, care îi face pe ei să creadă că știu de toate, dar în practică nu se descurcă absolut deloc? De ce? Pentru că ei stau în zona de confort. Evoluția se produce acolo unde confortul dispare. Și apropo, asta e valabil și la popoare. Atât timp cât poporul îl băgăm într-o zonă de confort, el va lincezi, va trăi, așa e confortabil, cum va merge, nu trebuie să gândim prea mult, nu ne obligă nici natura să gândim, să căutăm soluții, nici statul, nici... și lucrurile cum va merge. Acolo unde nu e confort, cum e la noi, de exemplu, într-o țară, sistemul, nu e confortabil deloc. Trebuie să știi cui dai spagă, cui nu dai, când dai, te descurci tot timpul, trebuie să gândești, pui capul tot timpul, trebuie să găsești soluții la orice. De aia la român este vorba interesantă, ce faci? Mă învârt, mă descurc, adică nu pur și simplu trăiești așa, în confort. Cauți tot timpul soluții. Asta ce face? Îi dezvoltă capacitățile omului cognitive, dar nu cele care trebuie, ci cele de viclenie, adică îl face mai subtil, mai parșiv, mai doritor de a nu munci, deja s-o deprins, nu trebuie să muncești, trebuie să știi lucrui, dai șpagă ca să ai un contract, ca să nu știu. Și în momentul ăsta poporul își dezvoltă o anumită abilitate, dar nu creativă,
ci o capacitate orizontală care e bazată pe ce inteligență emoțională, că, știi? La un moment dat, însăși guvernatorilor o să fie foarte greu să guvernez cu un astfel de popor care au ajuns să fie a naibii de viclea. Pe orizontală, dar puțin constructiv, adică nu se duce pe verticală, nu lipsește de pe verticală. Și într-adevăr, uităm acum, la televiziunile noastre, la orice televiziune, se vorbește despre oameni și faptele unor oameni, atât. Când mă uit ce se întâmplă în alte țări, pentru că cunosc mai multe limbi, rămân șocat cât e de mare diferența a acelor talk show-uri, de obicei, care se fac la diferite emisiuni în diferite țări, și care e diferența între noi. Am impresia câteodată că suntem un placa la un fel de grădiniță și vorbim niște prostii adevărate. În general se spune, omul înțelept vorbește idei, discută idei. Omul mediu, așa cumva, discută fapte. Și proștii discută oameni. Și la adică noi, bârfă, cum ar fi. Discută oameni, ce-a făcut ăla, ce-a făcut aia, ce-a făcut ăla. Și dacă la noi se vorbește, în general, oameni și faptele lor, înseamnă că suntem proști spre mediu. De aia, în lumea ideilor, România practic nu există. Nu furnizăm idei, nici măcar nu consumăm idei care le generează altul, nu interacționăm, idei lipsește. Mai mult ca atât, de aici în jos, România tot lipsește. În ce? În tradiție. România trebuie așezată în tradiția ei. În tradiție, chiar și în tradiția relațiilor, chiar și în tradiția educației copiilor, chiar și în tradiția, nu știu, în tradiție. Pentru noi suntem dezlegați, desprinși de tradiție, mâine pui mâine. Mai avem acolo niște rădăcini, Paște, nu știu ce, dacă și ele le tăiem și le locuim cu Valentine's Day, cu alte sărbători venite de prin afară, copacul ăsta o să cadă la prima bătaie de vânt. Poporul, în general, ca un copac, ca și construcție. Și atunci, nu putem să ne ducem nici în zona aia să trăim foarte mult timp, pentru că dacă nu o să ne omoare frigul, acum că am ieșit afară, o să ne omoare durata expunerii la frig sau ceva. În timp o să dobândim reumatism, tot felul de alte boli, ce știu acolo. Nu putem să ne ducem nici în zona aia să stăm numai în laboratoare de cercetare, nu știu ce, să construim, să gândim idei, să construim fel, așa, să stăm numai acolo, pentru că încet, încet o să luăm razna. Avem nevoie, conform legii pendulului, ce? De muncă și odihnă. Muncă și odihnă. Și astea trebuie alterate. Dacă mult muncesc fizic, atunci trebuie să am ce? Înapoi. Pauză odihna de fizică, dar trebuie să muncesc mental. Nu să stau acasă în pauză fizică fără să fac nimic. Nu, alterez. Se numește recreație. La școală tot așa trebuie învățat copiii. Nu se duc în pauză. Pauză. Se duc în recreație. Adică el nu mai gândește fizică și aleargă pe acolo, face sport. El face ceva, nu nici într-un fel de pauză. Nu mai face chimie, 45 de când se chimie. Cheamă pauză, e pauză. Păi pauză. Și pauză o să ducă către... Am impresia că sroboță, e pauză. Pânc, tata, pauză. Acum telefon, tâc, el trebuie să facă cu tot ceva opus. Dacă a gândit mult, acum trebuie să activeze fizic. Dacă a făcut fizic mult, educație fizică și sport, o oră. După aia trebuie să treacă imediat la fizică. Sau la chimie, la o materie mai complicată. Dar mental deja, adică alterăm. Asta nu e confortabil deloc, dar asta îl face pe om să evolueze, să crească. În zona de confort, niciun om niciodată, nici într-un fel, nu evoluează. Poate doar fizic, cresc în dimensiuni și se lărgesc, tot pe orizontală. Nu, sigur nu devin mai înalt, adică pe verticală nu sunt înalt, dar pe orizontală o devin. Eu când m-am gândit la acest titlu, confortul te omoară, nu m-am gândit neapărat că te omoară fizic, te omoară ca trăiri. Pentru că în momentul în care paleta ta de în trăiri cele, se îngustează, te omoară fizic. Practic, tu nu mai trăiești, adică ești mort viu, ești, faptul că ești conectat cu un cablu la telefon, cu un cablu la televizor, că ești conectat la mâncare și cu paiul, un lichid, cu furcul, adică ești conectat la niște surse, dar trăiri, adică tu ești mort, nu mai produci energie de calitate, idei, nu mai construiești nimic, ești de fapt un consumator, deci practic... Știi? Din punct de vedere energetic ești mort. Corect. Știi câți morți sunt avem în țara respectivă? Păi aici dar era ideea. Încă fac figurație, pentru că încă n-au murit fizic. O să îngropăm peste 30 de ani, peste 40 pe unii. Pe unii o să îngropăm chiar peste 50, dar el deja e mort. Ca structură psiho-energetică. Uh-huh. Adică el stă și consumă ceva acolo. El nu creează nimic acolo. Exact. El consumă. Mai mult ca atât, cei care consumă, cei care realizează ceva, o idee, o cugetare ceva, care ei produc cel mai puțin, sunt cei mai aspri critici, critici
a celor care produc. Ei sunt doar consumatori. Da, da, uite da. Pe pagina la Facebook, la oricare. La mine, de exemplu, foarte mulți oameni vin acolo ca să vadă telenovela vieții mele pentru că ei pe ei lor nu au. Dar tot ei devin mai critici, cei mai aspru critici, cei care n-au nimic. Pe pagina lor te uiți pe poză și încă nu știu, gata, s-a terminat. Dar vine să te critici pentru orice ai făcut tu. Că ai spus, că n-ai spus, că și te etichetează marginal. Mie asta îmi place, știi de ce? Pentru că nu mă lasă să fiu în zona de confort. Și trebuie să gândesc o replică, trebuie să gândesc cum îl pocnesc înapoi, psihologic. E un joc, da. E tot timpul un joc. Dar cine vede în Facebook altceva, la bălării. Este un joc, dacă știi să-l joci, e foarte ok, are miză. Dacă nu știi să-l joci, nu te băga, stai într-o parte și uite cum joacă alții, nu-l încurca la jucători, că te bagi ca la hor, între picioarele oamenilor care știu să facă pașii și tu mai mult te încurci și te excludă. De aia toți sunt... Dar de ce îi fac asta? Pentru că așa e mai frumos, e mai plăcut și pe Facebook sau oriunde, ei te pot ataca, poți să dai oricum, pentru că e comod, e confortabil. Dar în față, dacă îl întâlnesc sau îmi stă mie în față, nu o să spun aceleași replici care le avea acolo niciodată. Știi de ce? Pentru că nu, aici deja trebuie să te asumi fizic consecințele sau psihologic, dar acolo nu, că nu-l poți pocni decât printr-o frază, pentru o altă oricare frază. De aia sunt toți curajoși și eroi pe ea, toți, incită chiar și la războaie. Și mai grav incită și sunt și femei care incită la războaie, pentru că ei cred că războiul o să fie ceva așa ca pe calculator, cum te-ai jucat, nu. Am observat că nevoia asta de disconfortare și de ieșire din zona de confort produce de la show-uri TV care împing limitele omului peste orice zonă de confort și uneori chiar limitele corpului, tocmai pentru a arăta că disconfortul te poate duce repede către o ascensiune, către o evoluție, către o ridicare de nivel, da? Care iarăși unele au repercusiune asupra corpului, asupra vieții omului, nu totdeauna cele dorite. Domnule. Pentru că în momentul când te arunci, nu știu cum să spun, fără să fii pregătit pentru a te disconforta atât, doar de dragul ieșirii din zona de confort, pentru că vezi, îmbrățișezi conceptul într-un mod extremist sau îl îmbrățișezi într-un mod conștient. Corect. Asta face diferența de saltul tău, adică poți să te duci într-o zonă care să-ți facă bine, am ieșit din zona mea de confort și uite că îmi este mai bine, am făcut un salt calitativ, sau poți să-ți rup gâtul. Luana, memorează. Da. Și telespectatorul tău la fel. Știi, fie că faci un lucru oricare, copiii, de exemplu, fie că nu faci, oricum o să-ți pară rău. Fie că te măriți, fie că nu te măriți, oricum o să-ți pară rău. Fie că te măriți cu ăla sau cu ăla, altul oricum o să-ți pară rău. Când te-ai măritat cu ăla, altul te-ai măritat cu ăla. Orice ai face o să-ți pară rău. Oricum, în cele din urmă o să mori. Este? Dar una să mori în slavă, dezvenirii tale, și alta să mori aici, pe pat, nefăcând toată viața nimic. Pentru că ăla care este din zona de confort, îl paște și pe el la rândul lui o sumedenie de riscuri. De a-ți rupe piciorul, cum ai spus tu. Dar uite, lor rup piciorul de 3 ori. Cunosc oameni care n-au un os întreg, numai tije metalice în el, dar e campion al lumii la motocross. Dar omul ăla a avut atâtea trăiri, el este recunoscut oriunde se duce, el este Dumnezeu pe pământ în fața celorlalți motocicliști, pe tot globul cunosc pe el, așa, și el trăiește, înțelegi, el trăiește la un nivel de trăiri care unul care stă pe canapea toată viața nu o să-l experimenteze nici în cel mai puternic, dens, condensat orgasma lui vreodată. Dacă toate trăirile lui când sare peste râpile, peste bârnele cu motorul, le-am adunat la un loc și le-am băgat deodată într-un singur om, ăla arde. Pur și simplu arde, s-ar aprinde. Deci oricum o să moară și el așa altul. Dar e una să mori ca o vultur și alta să mori ca o râmă, nu? Categoric. Deci o să moară unde? Acum, râmii o să-i pară rău pe urmă la un moment dat când nu s-au apucat să zboare. Și vulturul o să-i pară rău că bă, mai bine rămâneam poate râmă. Uite, m-am apucat pe mine așa nebunia să zbor. Vezi cât te-am pățit. Oricare scenariu are riscurile sale. Te-ai apucat să faci afaceri. Dracu te-a împins sau Dumnezeu știe cine te-a împins. Nu puteai să stai așa să fii angajat toată viața, nu răspunzi de nimic, să-ți bată șeful, patronul și capul cu asta. Te-a apucat, te-a împins naiba să faci afaceri. Băi, acum o să ai ce? Distracție multă. O să iasă din zona de confort. Muncitorului tot un au venit, o muncit până la ora 6, a plecat acasă, îl doare pe el fix într-un cot, ce să credite ai tu la bancă și cum o să le dai înapoi. Dar pentru tine acum e o distracție, e un nou, în schimb, și plăcerea e diferită, nu? Orgasmul ăla, tu îi conduci
Destinile lor depind în mare măsură de tine, pentru tu ești Domnul lor. Și a să aibă grijă ei, angajații, să nu-L supere pe Domnul lor, pe Domnul aproape Dumnezeu lor, pentru că dacă Domnul se supere, își închide afacerea și se mută în Bulgaria, dar voi între timp aveți credite luate la bancă și o să văd acum ce să le plătesc. Că voi când v-ați angajat, ați avut impresia că eu o să fiu veșnic în România asta. Uite, m-ați supărat pe Domnul Dumnezeu vostru, că nu știu ce ați făcut voi, m-ați supărat, mi-am strâns afacerea și am plecat. Ei, să vezi că destinul lor se modifică foarte mult. Și în Biblie de multe ori spune termenul ăsta, să nu-L mâniați pe Domnul vostru. Domnul nostru de multe ori înseamnă un om foarte concret de care tu depinzi. Înainte oamenii știau să-și respecte boiarul. Acum oamenii fac tot posibilul ca să-l îngroape pe boiar, ca să fie toți săraci și proști. Dar în același timp toți vrem să fim bogați. Eu nu înțeleg, adică nu înțeleg cum a provenit. Da, da. Dar ca mecanism nu înțeleg mentalitatea românească. Adică toți vrem să fie, dacă e bogat, sigur e foț, sigur ne-a furat pe spatele nostru să-l îmbogățim. Neînțelegând că dacă tu ai luat banul și mi-ai dat mie pentru un serviciu sau oricui, de momentul ăla nu mai e banul tău, tu singur că l-ai dat. Nu te-am păcălit, ți-a fost pistolul la cap. Da, da. Singur ai venit la stomatolog, singur ai venit la doctor, ai pus banii acolo. Din moment ce ai pus banii acolo, banii nu mai sunt tăi, sunt ai mei, fac ce vreau cu ei. Investesc cum vreau eu. Ne-au dus capul, unul gândește tot timpul ce să facă ceva, să mai scoată un bani, să mai facă o afacere. Altul gândește ce să-și mai cumpere din cele 20 milioane care le-au câștigat. Sau cum să le păstreze. Vezi? Și aici, e confortabil și așa. Dar apropo, și în zona asta, după ce intri, și acolo este un confort. Știi cât de confortabil să te miști, să ai șoferul tău și te miști într-o mașină, spunem așa, mai luxoasă. Prin diferite orașele țării, nu conduci, tu conduci un șofer. E foarte comod, confortabil. Și stai acasă, să n-ai șofer și n-ai mașină în general, tot e confortabil. N-ai ce repara, nu trebuie să faci service, nu trebuie să... E confortabil. Și totuși, când ai ieșit din zona de confort și ți-ai permis să ai carnet și mașină, ai știut că te expui chiar și la moarte posibil. Când în orice moment pe drumurile României poți să mori. Și totuși asta nu te oprește, este orice mașină să conduci mai departe. Adică îți asumi și ieși din zona de confort, dar dobândești imediat alte plăceri. Corect? Da. Alte satisfacții. Da, da, da. În urmare, nu trebuie să ne temem de a ieși din zona de confort. E adevărat, ne așteaptă riscuri, dar riscurile sunt și aici și te poți îmbolnăvi din faptul că ai stat. Numai că acolo, când te îmbolnăvești, ai sufletul, trăirile, experiențele care le ai, face ca sufletul să crească, radiază și oamenii sunt puterea în jurul tău și lumina cumva, altul stă pe canapea de frică să facă ceva sau de lene, ceea ce este păcat de moarte și gâșceare, se îmbolnăvește de boli acute, severe, îi va trebui acum bani pentru tratament, dar nu le are pentru că el a stat în zona de confort, așa, și vezi, și aici are riscuri, dar ce se întâmplă? Sufletul încet, încet se golește. De ce? Pentru că nu-i împlut cu trăiri. Iar sufletul se hrănește, ca hrana lui este trăirile, nu ideile. Corpul se hrănește din ce? Ceva fizic și din mișcare fizică. Nu trebuie să facem sport de performanță, dar educație fizică și sport pentru a ne menține bucșile, încheieturile, tendoanele, șarnirele. Nu zi mie care nu mai asta promovezi și nu mai asta trebuie, da, că altfel, automat. Altfel da. Sunt doamne care la 45 de ani abia merg, tu la 45 de ani alergi. Ele nu sunt în stare să le, deci nu sunt în formă, adică trebuie să-ți păstrezi forma, trebuie să-ți ungi șarnirile, bucșile, încheieturile, planetarele. Exact ca la o mașină, trebuie să ai grijă. Exact. Așa. Dar trebuie să avem grijă de sufletul nostru. Sufletul nostru se hrănește cu trăiri. Și uite, omul a stat în zona de confort frumos, nu a prea făcut nimic, nu s-a expus, e confortabil. Știi totul despre orgasme, că a văzut la televizor, tot, YouTube, unii ziare, unii reviste, au citit, dar niciodată nu a avut niciun singur orgasm. Pentru că s-o temut să riști. Dacă nu eram bun, da, dacă se facă de râs, da, dacă o să râdă de mine, da, dacă nu știu ce da. E altul, a ieșit din zona de confort, s-a dus în oraș, a întâlnit o domnișoară, cu ciritul și a avut, să spunem așa, un orgasm. De asta despre asta vorbim. A cui e mai prețioasă experiența? A ta, care e mentală, e dobândită doar din vizionarea orgasmilor altora, sau a mea, care e a mea? Pe pielea mea am trăit-o. Păi inestimabilă mai valoroasă asta, pentru că asta ce a făcut? Tocmai m-am îmbogățit cu o trăire. Trăirea asta, cu evenimentul în sine și cu fata aia, nu o să mă duc dincolo, dar cu experiența o să plec și dincolo. Da, vezi, acum la noi... În zilele noastre, în prezentul pe care îl trăim, se promovează foarte mult frica de eșec. Și frica de eșec îi ține de fapt pe om în această capcană a zonei de confort. Păi dacă pentru vrea, că e mult mai confortabil să stau de vorbă
în mediul online, pe WhatsApp, zile în șir, săptămâni în șir, cu un partener de sex opus, decât de la prima ocazie să-mi dau o întâlnire și să ne întâlnim, da, live. Adică e mai confortabil să faci sex virtual, merg, nu? Da, merg în relații paralele virtuale, așa, pentru că se hrănește mintea, dar nu se riscă, pentru că n-ai ce să riști. Ei, uite, mintea se hrănește, ochiul vede, mintea se hrănește cu ceva, parcă ceva a existat mental, dar sufletul îți trezește că după aia e gol. Și dai într-o depresie de toată frumusețea. De ce? Pentru că sufletul cumva se golește. Depresie înseamnă că s-o golită, ca depresurizare, ca în avion. Deci sufletul trebuie să fie compact, așa, des, ca o ceață, densă, așa cumva, acolo, puternic, greu treci prin el. El așa a devenit ceva, așa, nici viu, nici mort. Dar într-o depresie. Depresia asta înseamnă ce? Sărăcirea vieții sufletești. Interioare. Sufletești. Nu interioară, că și mentală interioară. Ci vieții sufletești, vieții de relație și vieții de trăi, adică acumularea trăirilor. Noi putem să relaționăm și prin ce? Și prin un chat oricare, nu? Dar și ne vorbim, ne schimbăm cu informații, ce vrei tu acolo. Dar când ești în fața omului, nu poți să fii doar mental cu el acolo, să vezi, nu știu, ești automat emoțional. Pentru că însă și aura ta, energetica ta, mă influențează pe mine, eu pe tine, îți văd real, în caz, adică în momentul real. Pe internet poate văd cu o anumită fracțiune de, fracțiune de secundă întârziere. Ai zis ceva după care, o fracțiune de ochiul. Aici văd în timp real când ochiul tău o clipit, cum o clipit, în ce direcție. Că schimbul informațional și energetic este mult mai mare și mai sănătos. Oamenii care stăm de relații cu viața, cu alți oameni, relații pe orizontale, adică magnetice sau materiale, și relații verticale, adică duhovnice sau spirituale, le evită din frică. Frica duce automat către lene. Și izolare. Lene și izolare. Și evident că asta duce, dar lenea este un păcat strigător de moarte. Adică tu când stai și lenevești, chem moarte la tine. Ciudat! Aia vine și te găsește exact la adresă. Și evident, dacă te-o găsit, asta e funcția morții, te ia. Și foarte mulți oameni stau așa cu moți, uite la televizor, soția gătește ceva pe la bucătărie, când s-o întors alea rece. Că vine și îl găsește. Dar dacă omul tot timpul într-o stare diferită, tot timpul migrează dintr-o stare în alta. Uite, a venit moartea să-l iei pe Ionela 1. Dar Ionela în secunda 2 deja e Ionela 2. Și nu Ionela, n-are parametri ăștia, ca într-un tabel. Știi că și moartea are așa un fel de tabel ca la analizele de sânge. Tot felul de date, matematice, da, numerologice. El a venit la adresa asta cu datele astea. Când s-o pus, nu-i. Pleacă înapoi și raportează. Nu, dar e și logic, așa, la nivel universal, să fie încărcat mai mult cel care mișcă. Adică totdeauna ceva în mișcare atrage totdeauna o amplitudine a undei mai mare. Ceva care e plat, automat se stinge. E ca dacă avem imaginea electrocardiogramei, nu? Da. Cu cât faci acolo un desen mai amplu și mai constant, cu atât mai mult e clar că ești viu. Cu cât te apropii de o linie dreaptă, cu atât te apropii de moarte. De moarte, de creștere. De așa scriem la cimitir anul nașterii, pic, o linie dreaptă, nimic, adică, și anul morții. Adică omul a trecut ca mortul prin el. El practic a fost mort, linie dreaptă. Măcar dacă ar fi scris anul nașterii, ceva așa, un zvâc și după care anul morții. Păi, înțelegeam, omul ăsta a făcut ceva în viață. Unii au un salt, unii au o coborâre, au avut și necazuri, au avut și bucurii și uite aici au murit. Păi, nu, nimic, anul nașterii, linie dreaptă, așa, ca la cardiogramă. Da, zbang. Adică el psihic, fizic cumva parcă mișcat, dar psihic s-a născut mort, adică știi, cam așa. Corpul i-a fost viu cumva, a migrat, a făcut figurații prin teatrul ăsta vieții, viața este un teatru și noi suntem actori, niciodată nu a jucat vreun rol principal nicăieri, dar a fost totdeauna figurant, dar naibii de mult știi să critici pe actorii care joacă rolurile principale. Le dă și indicații, le și spune cum era mai bine. Ei habar neavând de cum se trece dintr-o stare în alta vreodată. La ei totul se întâmplă cumva, la ăsta nu se întâmplă, ăsta le joacă. Se schimbă starea când trebuie, când îi trebuie lui independență de scenariu, independență de replică. La el altul plânge pentru că așa e venit să plângă. Și nu poate scăpa de plâns până când o să vină altă influență care o să-i modifice starea interioară,
Și poate că o să dai în râs sau în altceva, înțelegi? Ce părere ai despre succes? Mulți se disconfortează și își propun să iasă din zona de confort pentru a-și atinge un target profesional, pentru a avea succes. Și asta e mână, e ca o benzină, da, în motor. Cum ți se ca pare? Ca să aibă o nebunie. Că e succesul, mi se pare un cuvânt cheie acum, pentru care oamenii și-ar dă și viața. Da. Ceea ce astăzi pentru tine e succes și ești apreciată social, mâine când o să schimbă regimul politic, s-ar putea să te bagi în pușcărie pentru succesul tău de astăzi. Este? Păi și așa a și fost, dacă ne uităm înapoi. Așa a fost dintotdeauna. Da. Și atunci, iar vezi, oricum o să pară rău că ai avut succes, oricum n-ai avut succes. Doamne, cel mai mare succes este să fii fericit. Cei mai femeia puternică e femeia fericită. Poți să aibă e carierele, carierilor, banilor, banilor. Să fie ceva între scaun și volan, aranjată frumos așa, știi? Care de multe ori e și cauza că mașina nu funcționează. Adică cauza că mașina nu funcționează sau nu circulă e acel ceva care stă între scaunul și volan. Dar fericită noi. Și la ce toate bunurile astea? Copiii urlă după tine, tu după ei, copiii nu te iubesc, dar splimbi o mașină frumoasă și scumpă să fundulezi prin oraș cum ar fi. Să îmbraci frumos, arătând lumii care-i succes. Care-i succesul ăla? Mai mulți bani, asta nu înseamnă succes, asta înseamnă doar mai mulți bani. Creștere socială, sunt acolo cineva, ministru, asta nu-i succes, asta e doar evoluție socială, dacă vreau. E un joc social, un teatru. Da, da, da. 5-7 ani îmi trebuie să joc un rol jocul bine, ăsta și da, rolul ăsta bine și ajung președintele țării respective. Chiar dacă de astăzi pornesc, ajung în 7 ani de zile, președintele țării respective, doar trebuie să-mi propun asta și să înțeleg jocul pe care trebuie să-l joc. Și actorul sau personajul pe care trebuie să-mi-l asum cu toate comportamentele, îmbrăcămintea, vestimentația, relațiile și tot și mai departe. Pentru că dacă îmi propun să fiu viitor președinte, o să stau bine să mă gândesc cu cine în viitor președinte își bea cafeaua, cu cine nu, unde se află, unde nu se află, cu cine, în ce restaurante merge, în ce restaurante nu merge, cu cine se întâlnește, cu cine nu-și pierde timpul vreodată. Și îmi joc rolul atât de bine încât oamenii, la un moment dat o să fac și fiță, hai că domnule, că nu chiar vreau, poate, dar o să roage oamenii să fiu, dacă asta e rolul și dacă o să roage oamenii să fie acolo. Apropo de femei de succes și femei fericite, câte femei de succes fericite ai văzut? Eu foarte puține. Aș fi vrut, uite, sincer, aș fi vrut să văd multe. Văd femei bogate, văd femei aranjate, văd femei cu genți scumpi, cu pantofi scumpi, cu bijuterii scumpi, cu mașini scumpi, cu casă mare, cu familii distruse, cu copii needucați, zbiri, cu copii care au învățat să primească totul de-a gratis și cred că li se cuvine, neînțelegând în ce constă efortul ca el să aibă telefonul la ultimul tip. Din mic se deprinde cu telefonul ultimul timp și imediat își dorește ceva mai scump și dacă tu o să cazi cumva și nu o să-i poți da, copilul respectiv o să... Te urască. Numai că o să te urască, să bea sângele, nu știu cum să spun. În astfel de situații, unele sunt de succes și se tem să vină acasă pentru că copilul o terorizează. Evită venirea acasă cât mai târziu ca să vină posibil odată cu propriul, cu soțul. Sau să vină soțul din tăi acasă și apoi pe urmă să poată veni și ea, că altfel dacă rămâne 3 ore cu copilul acasă, singură, e teroare ce se întâmplă. N-are niciun control asupra copilului, dar niciun control. Mai mult că atât, copilul crește și ce se întâmplă? El a trăit într-o zonă de confort. El nu a fost aruncat, a trăit ca un hamster într-un borcănaș. Unii de toate au avut, îmbrăcat frumos, l-a dus până la școală cu mașina, l-am adus înapoi. O trecut 18 ani și copilul se pregătește să iasă în lume și găsi ce? Face pe el de frică la propriu, pentru că el nu știe să facă nimic. Nimic, da. Și atunci ce face? Atunci își găsește motive și scuze să rămână în zona de confort și începe pe mama să o șantajeze că se sinucide, că se aruncă de la balcon dacă nu-mi dai aia, apoi începe să arate că el e bolnav psihic și în general nu poate să ducă undeva, nu poate face nimic, joacă, speculează tot felul de lucruri numai ca să rămână în zona de confort care deja e dăunătoare. Apoi se mai trezește următorul val, are 25 de ani și a stat pe lângă mama, mama îi aduce. Dar ceilalți bărbați deja știu să vâneze, știu să jupoaie căprioara, să spunem așa, știu să facă din carne aia ceva, știu să hrănească alte femei sau alte cupluri cu ceea ce au dobândit. Au și copii deja și el abia la 25 de ani să încerci, să începi, e cam târziu. Dar, dar încă ai avea o șansă. Și nu încep. Din ce? Iarăși din frică, din lene, din comoditate. Și găsi ce se întâmplă? Înaintează în viață mai departe și se trezește care 40 de ani.
Păi la 40, mama are, ce știu, 80, eu am 40. Mama încă mai poate, încă e de succes, încă e independentă. Nu știu da, ce. Și mie, adică nu m-au atras niciodată și am încercat, adică m-am învârtit în acest cerc da. De femei de succes. Am căutat să văd în această apartenență ceva care să-mi fie favorabil și nu am găsit. Adică păi nu m-am regăsit în acest concept, dar nu le judec. Nu este ca și când nu sunt bune. Sau ce înseamnă nu le judeci? Nu tocmai, le judec. Păi tocmai, adică, oamenii încurcă. Însă, nu le judeci în sensul că nu le dai verdict. Da, nu așa. Etichetez. Nu etichetez așa, această comunitate. Că oamenii confuză. E judecata cu gândirea. Nu. Nu am nimic. Pentru că și acolo există un motor social care, bineînțeles, aduce ceva. Nu este ca și când nu-și are rostul. Însă toate aceste comunități de femei de succes, de femei antreprenoare, trebuie să fie atente la această proporție pe care tu ai menționat-o, acest echilibru, această armonie care nu trebuie să aducă lipsă, nu trebuie să aducă, nu știu cum să spun, uite, în câteva cuvinte. Pierdere în celelalte zone ale vieții. Corect, uite. Lupta, viața e împărțită în două categorii. Dintotdeauna așa au fost, și la animale și la oameni și la oricare. Și noi suntem tot animale, dar sociale. Altă formă de organizare a haitei, altfel de numirea liderului sau de așa, fără da. Liderul cum nu putem. Este viața de acasă, în jurul curții, nu? Curtea ta, gospodăria ta, unde tu acolo ești, cum ar fi spus un fel de Dumnezeu. Când ai ieșit de pe poarte mai departe, s-a terminat, acolo nu mai ești, acolo e statul, acolo e cineva, este? Că e femeie, că e bărbat, din moment ce ieși de pe poarta casei și se duce în lume să facă ceva, ea este vânător. Poate fi vânată, poate să fie transformată din vânător în vânat, poate să se expune la o sumedenie de risc. Unele sunt mai abile, mai atente și vânează ce? Nu e poberașul. 10.000, nu mamutul, nu cerbul, 100.000, nu mamutul, milionul. Îl vânează, încet, încet îl dobândește. În timp ce tu ai dobândit mamutul, sufletul tău nu a devenit rece. Nu trebuie să fii hăină, nu trebuie să fii organ, tai cu cuțitul în carne vie, da, când automat. Trebuie. În timp tu ai devenit nu femeie, ci ceva. Adică e puțin sensibil, mai puțin sensibil. Sufletul înghețat, cumva, trebuie să fii zbiră în anumite lucruri. Trebuie să fii ca bărbat, mărei, fii bărbat dacă vrei, nu? Și între timp te-ai pierdut pe tine ca femeie. Este? Acum ai milioane. Să nu încurcăm niciodată. Sunt femei bogate, sunt femei influente, sunt femei care dețin sau au ajuns să dețină o poziție socială înaltă, chiar de conducere. Dar astea sunt funcții și roluri. Puterea unei femei constă în fericirea ei, atât. Bărbații vor da orice și vor pune castele și aurul lui la picioarele tale ca să căsătorească nu cu un judecător contabil, ministru, ci cu o femeie fericită. Pe care nu trebuie să o fac eu fericită. Eu încerc, e gata fericită. Da, eu încerc, îi cumpăr un el flori, dar ea săraca nu știe ce e fericirea când a trăit-o vreodată. Îi se pare măguleală, îi se pare influență, cumpărare și restul. Ea e fericire de la sine, fericită de la sine. Da, da. Și un bărbat pentru o femeie fericită va da împărăția întreagă, îi va pune la picioare. Unde găsim acum femei fericite? Știi unde? În zona în care o femeie exact face acele lucruri care le făceau întotdeauna în antichitate, că nu face nimic. Ea doar există. Funcția femeii e doar să fie. Nu trebuie să facă nimic. Totul va face bărbatul sau bărbații sau bărbatul mare, cum ar fi statul, pentru ele. El numai trebuie să fie. Ce să fie? Femei. Nu zbiri, nu conducători, nu constructori, nu tanchiști, nu știu ce acolo. Doar să fie. Ce? Femei. Bărbatul el trebuie să facă. Funcția lui este a face. Și el se va bucura totdeauna cu realizările lui a face. O femeie nu se va bucura cu numărul partenerilor care au avut în viață. Pentru că asta înseamnă a face. Și imediat se întreabă, uite, asta am făcut, dar acum eu oare ce sunt? Iarăși o întrebare de căutare. Problema este ce sunt. Dacă un bărbat îți spune ce ești tu pentru el, chiar dacă tu nu te simți așa, dar el spune, ești cea mai frumoasă pentru mine, ești cea mai deșteaptă pentru mine, ești cea mai sexy, nu știu cum sunt alte femei și mă trează, tu pentru mine ești ce? Tu să fii extrem de fericită. Pentru că bărbatul ăla ți-a spus ce ești și din momentul ăsta, ce ești pentru el, din momentul ăla tu ai să știi ce rol trebuie să joci în fața lui, că dacă el îți spune că ești o prințesă, tu nu ai să joci ca joci baba cloanța. Pentru că știi că el te vede ca pe o prințesă și asta o să te facă și mai fericită.
Dacă ții minte, în episodul trecut vorbeam de radianța aceea pe care particula feminină o are. Deci a fi femeie practic este a transmite această lumină în exterior și practic în jurul tău, al casei, al căminului, al comunității, al zonei, tu să aduci lumină, căldură. Femeia trebuie să facă orice ca bărbatul să-i aduc în centru, că așa e ea. Da. Fie o floare, înăuntru. Ea este stă în centru. Da, exact. De aia spune o femeie deșteaptă. Deșteaptă înseamnă de așteaptă. Nu se apucă să duci că merge la vânător, că între timp o să devină vânător, mâinile pline de sânge și căprioarea care sângerează încârcă spre casă. Nici nu mai ești femeie în momentul respectiv și noi o să te tratăm ca pe un semen de-a nostru. E adevărat, ceva îi lipsește, ceva nu are, dar e de-a nostru, ce să-i facem? Dar deja se vorbește despre o tendință așa peste sute de ani de un sex androgin, pentru că oricum lumea merge în direcția asta, că noi putem vorbi sau putem tăcea direcția lumii și observăm în jurul nostru transformarea asta practic. Aproape genetic se schimbă. Corect, dar raza. Pentru asta va trebui să găsim modalități să anihilăm trăirile oamenilor ca să nu mai dă în depresie și nu facă crime, să nu facă mulțime de lucruri. Sunt pentru asta și filmele, când toți beau pastiluțe, nu aveau niciun fel de emoții, niciun fel de sentimente și toți erau perfect. Nimeni nu face, pentru că se considera în film arată cel puțin că toate emoțiile, toate crimele, tot ce se întâmplă datorită faptului că omul are emoții. Iubire, gelozie, nu știu, răzbunare. Dacă ne lipsești de emoțiile, așa, duci la muncă și faci treaba, vine înapoi și gata. Și atunci lumea o să fie androgină. Dacă asta nu înseamnă că așa trebuie să fie. Asta este o cale, știi cum e? Uite, este viața. Și noi putem să mergem încolo, putem să mergem încolo. Sau putem să mergem pe unul lăsat Dumnezeu să mergem. Noi avem libertatea să alegem pe acolo. Hai să spunem, mergem pe calea diavolească. Mergem și ghici că calea aia o să ducă exact acolo unde Dumnezeu din aia te-a vrut să ne ducă. Numai că dacă n-ați vrut să mergeți pe cărarea asta, ați mers pe cărarea aia, tot în vârful omul o să ajungeți. Numai că aici o să mergeți pe mlaștine, pe nu știu ce spinciulin, dar asta mergeți pe o cărărușă, e adevărat. Era și o zonă periculoasă când mergea chiar pe lângă prăpastie, dar e doar 20 de metri. Și restul era cărărușa de dinainte bătătorită. Puteai să mergi direct înainte, dar atunci pierdeai altceva. Asta e povestea. Putem să alegem orice cale vrem. O legem pe asta, pierdem calul, o legem pe calea asta, pierdem capul, o legem pe calea aia, altă stângă, pierdem sabia. Oriunde ceva pierdem și oriunde ceva câștigăm, pe oricare, chiar și dacă mergem pe calea satanistă, oricum ceva o să câștigăm, pierdem și trebuia să pierdem și ceva o să câștigăm. Numai că toate căile astea la un moment dat duc către o altă piatră ca în povestre, care iar o întâlnești și spune, dacă te duci la dreapta, aia, dacă te duci în față, aia, dacă te duci la stânga, aia la altă. Nu putem noi să-l, nu știu cum spune, frăierim sau să-l îndoim sau să-l corupim pe Dumnezeu ca el să facă lucrurile așa cum vrem noi. Noi o să ne legem numai o anumită cale, mai complicată, mai prostească, dar o să ajungem tot acolo unde evoluția dinainte e stabilită să ajungă. Că nu a creat Dumnezeu lumea și universul și bărbați și femei și toate pe ele, așa, făcându-o pe femeie regina lumii materiale, adică naturii și pe bărbat regele cerului sau cel care vine din cer. Ca așa să fie, să plictisese, fără niciun fel de scop. Dacă o creat, înseamnă că are un început și are și un sfârșit. Are etape de dezvoltare în care le alegem. Fie așa, fie așa, dar tot aici ajungem. Fie așa, fie așa, dar tot aici o să ajungem. Și în cele din urmă, funcția divină, spunem așa, în cele din urmă toți o să ajungem Dumnezeu. Anatol, mai avem câteva minute. Hai să mai facem așa o trecere în revistă a conceptului de zonă de confort, că am vorbit de zona de confort fizică, adică lasă corpul liber, lasă să se miște, dă-i recreație, dă-i educație fizică și sport, cum era, avem zona de confort, am atins punctul cu cariera, mai este o zonă de confort a subconștientului, zona în care regăsim toate patternurile familiare. De aici e puțin mai delicat, dar și aici există potențialul de a ne observa, nu? Da. Unde ne simțim confortabil și de unde ne e frică să ieșim. Da. Pentru că, vezi, toți menționăm, am un pattern, adică în relație am un pattern, în manifestare am un pattern, adică la un moment dat devii conștient, pentru că ne sunt disponibile multe instrumente. Pe scurt, cum putem din acest pattern de familie, moștenit, de care nu suntem răspunzători, ce șanse avem să-l observăm și să-l depășim? Hristos spunea, nimeni nu va intra în împărăția cerului dacă nu se va lăsa de mama, de tata, de nu știu ce, și chiar dacă îi va urâ, pentru că oamenii se aduc sabia între voi, nu, înțelegi? Este. Da. Aia nu înseamnă că ne spune că trebuie să-i urâm ca pe oameni, ca pe personalități, ca pe indivizi, ci să urâm ce?
și să ne lepădăm, nu de mama fizic sau de tată sau de frate, ci de paternurile sau șabloanele comportamentale, mentale, educaționale pe care le-am moștenit. Pentru că dacă o să le avem și o să le păstrăm, o să continuăm să trăim cu ei repetând aceleași păcate, adică aceleași erori. Dar de la părinți totuși trebuie să luăm tot felul de lucruri care generau fericire, pace, împlinire și să ne scăpăm de alea care ei la rândul lor suferință. Le-au comis ca și greșeli și odată cu ocazia asta le-au transmis nouă. De asta trebuie să scăpăm. De asta nu suntem responsabili. Până la vreo 18 ani, după care ești total responsabil de soarta ta, pentru că ce? Trebuia să pornească odată procesul de autoeducație. Ai avut o educație, norocul tău mai bună, mai elevată, altul nu a avut noroc de educație respectivă, dar la un moment dat trebuie să pornească procesul și la tine și la el de autoeducație, autodezvoltare, ne lepădând de mama ce a spus, de tata, luăm de la ei ce funcționa, ce am văzut noi că funcționa și trăia lui mama fericire și lui tata. Eu am văzut că tata când făcea așa cumva, mama era fericită. Apoi când făcea nu știu cum, mama nu-i mai era fericită. Eu de la tata ceea ce îi aduce la mama fericire, aplic și eu și o să văd că și în continuare, peste generații de fiecare dată asta produce satisfacție unei femei. Când faci invers cum făcea tata și generea lui mama suferință, oricâte mii de ani o să treacă și oricare bărbat ar face ca tata, o să genereze la oricare femeie suferință. Una este mai rezistentă, mai imună, suferința mai mică sau suferința mai mare, dar oricum vor suferi toate. Și mai departe începem procesul de autoeducație. Ei, procesul de educație e un proces chinuitor, sfârșitor și nu ne place. Omul de multe ori căutând să evite neplăcerea, se bagă unde? În zona de confort. Zona de confort unde este? Oriunde unde tu ai început să te simți bine. Asta înseamnă că acolo deja gata s-a terminat, nu mai evoluezi. Dacă noi suntem o oră întreagă și vorbim lucruri de care ne simțim bine, noi n-am evoluat. Dacă în ora aia, totuși parcă cu ceva te-am atins, parcă ți-am sucit cuțitul, parcă ți-am făcut sare pe rană, parcă nu știu ce, a fost foarte neplăcut discuția. Înseamnă că am evoluat, ceva am înțeles, ceva am schimbat. Uh-huh. În zona de lipsă de confort se întâmplă ceva, nu obligatoriu plăcut. Dar se întâmplă cu noi ceva. Mai departe, treaba noastră este să dirijăm acel ceva către un interes al nostru, că eu sunt cu tine, de ce? Pentru că pentru mine e important să fiu cu tine. Ceva învăț, ceva prind, ceva culeg. În direcția aia, în roaia asta, direcția lor nu mă interesează. Într-o oricare domeniu o să mă bag într-o zonă de confort cu altă doamnă sau domnișoară pentru că ea e mai specializată, e mai aptă, e capabilă sau are mai multă experiență. Dar tot o să fie neconfortabil. Dacă ne simțim confortabil, noi de mâine am fost acolo plăcut, ne-am simțit, am râs, am venit acasă, înseamnă că în seara aia cu noi nu s-a întâmplat nimic. Doar ne-am petrecut. Doar am consumat. Am consumat, adică ne-am petrecut timpul vesel. Și în Biblie sau în toate tradițiile, cel mai trebuie în toate tradițiile spirituale, se spune așa, vesela petrecere a timpului e mare păcat. Cam asta a fost. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne veselim niciodată. Da, nu, categoric. Trebuie să fim pe trecere. Dar vezi că am spus pe trecere, asta chiar spune, suntem pe trecere. Da. Și urmează să fie ceva. Și noi ne oprim pe trecere și ne veselim puțin. După și care pe ne continuăm calea. Evoluția. Da. Mulțumesc foarte mult, Anatol. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vă doresc zile minunate până ne vom întâlni din nou.